Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft Hide and Seek, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like, evident, dacă mă susține și dori să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, trebuie să recunosc că a trecut ceva timp de când am mai postat un episod de Hide and Seek, iar astăzi, evident, m-am gândit să postez unul nou, și dacă mai doriți clipuri de Hide and Seek, nu uitați să apăsați și butonul de like și să-mi lăsați acolo în comentarii, eventual, nu știu, să încerc ceva challenge-uri, chiar ar fi destul de interesant, dar na, e destul de și așa câștig destul de greu. Sunt un Milan, deci să vedem o zonă în principal unde sunt Milanuri. Uite pe acolo. Aici, sincer, nu știu dacă ar fi, nu știu dacă aș putea să stau. Bă, uite un Milan aici. Uite, zona asta e plină de Milanuri. Uite, nu știu dacă s-ar gândi oare cineva să stea aici. Hai să vedem, hai să mă pun aici. Da, hai să dăm rapid un potion și să-l facem rapid la level 3 și după level 4, poate level 5, de ce nu? Pe parcursul acestui episod, fraților, o să vorbesc în principal despre clipurile pe care o să le postez, special pentru mirobolanta sumă de 2000 de abonați. Încă o dată vreau să vă mulțumesc că m-ați ajutat să ajung la această sumă. Chiar sunteți niște oameni super, super tari. În principal, ce am avut de spus legat de comunitatea mea, am spus în episodul pe care l-am postat, mi se pare joi seara. Am văzut că v-a plăcut extrem de mult și chiar mă bucur foarte, foarte mult că vă plac aceste genuri de episoade sau de vloguri, mai bine spus. O să încerc să postez mai des vloguri, gen în care să mai fac, nu știu, challenge-uri sau toate cele, dar așa mai ocazional sau mai rar, evident. Haideți să vedem dacă o să câștig. Momentan e doar un seeker, eu sunt hider, bineînțeles. Cred că toți v-ați dat seama, stați că am făcut o chestie, ca de obicei, bineînțeles, că eu tot muncesc aici. Da, deocamdată nu a venit nimeni. Hai să mai dăm ceva poțiuni. Da, în principal acum trebuie să stau. Mă, uite, l-a găsit pe unul. Pare să vină prin zona asta, nu știu, e puțin cam complicat, frate, cred că sunt vizibil acolo, nu? Ba, nu, a pus stau pe margine, nu știu. Eu dacă ar mai fi venit unul, frate, ar fi fost interesant. Trebuie să cunoști foarte bine mapa, frate, deci trebuie să cunoști foarte bine ca să... Cel puțin ca să mă găsești în momentul de față. Eu, de exemplu, pe harta asta nu prea am jucat. Mi se pare că am mai încercat odată să filmez, dar nu mi-a ieșit, sincer. Ok, 19 cu 3. Cred că o să fie cel puțin câștigat meciul de către cel puțin cei care sunt la Hiders. Dacă nu o să mă omoare pe mine. Că dacă mă omoară, na. O să fie riperină, iperperină. Îmi place să dau cu multe poțiuni, frate, nu știu de ce. Astăzi, probabil că o să mai apară un episod de CSGO competitiv și unul de Maps from Subs și poate, nu știu, vedem un episod de Clash Royale. Pentru că n-am mai postat de foarte mult timp și chiar e cazul, sincer, să postez un nou clip de Clash Royale și poate un, nu știu, un survival game, cine știe. Și mâine o să apară Samp, probabil, The Lab și Skywars pe Play, probabil. Și plus livestream. Nice. Bun, hai să vedem. Deocamdată nimic. Nimeni nu vine prin zona asta, frate. Se vede că sunt puțini cam nubi. Hai că poate ducem și noi la level... Opa. Opa. Opa, cineva e pe zonă. Hai să dăm rapid cu niște poțiuni, că doi sunt prin zonă. A, un dat disconnect, mamă. Deci eu urăsc pe ăștia care dau disconnect, fraților. Măcar să ducă meciul până la capăt, frate, că până la urmă, na. Dacă nu s-au ascuns bine, eu de obicei nu prea dau disconnect până la urmă. Dar am intrat în meci, rămân în meci. Uite, acum dacă o să mă bată. Deci, mamă, level up, nice. Nu te cred. O să mă găsească, că o să verifice gen și fără să-și dea seama. Bă, frate, mamă, deci ați văzut să... Ce prozi e ăsta, frate, mamă, deci... Mamă, ce urăsc delay-ul ăsta, frate, că... A trebuit să aștept, că dacă mă puneam, efectiv, nu mă prea avea... Am înțeles. Bazated, Hive bazated. Hive bazated. Acum iarăși găsește dacă poți pe toți, am înțeles. Cineva e prin zona asta. Uite, un book shield. Stai că acum parcă văd că s-a dus prin... Ba nu, prin zona asta e blocată. Pe aici iarăși ar putea să fie mamă, deci o să fie rivet, clar. Bă, frate, stai, ce? Lol. Hai că l-am găsit. Și vezi, iarăși văd că e posibil. LOL, cât sunt aici! Deci nu, uite, cred că mă bat.
LOL, ce-a făcut aici? Bă, frate, deci eu nu cred așa ceva. Am făcut 3 kill-uri, LOL. Deci ce acolo sus? Rapid, nu știu, o să fugă cu siguranță, efectiv, dar trebuie să mă grăbesc, că e jale acolo. Foarte, foarte mulți sunt acolo, frate. E prin zona asta, nu? Mamă, cât sunt acolo. 30 de secunde rămase, oricum meciul e lip. Dar pe unde am venit, frate? Că nici nu mai pot, mă ia criza. L-am mai găsit pe unul. Nice, 4 kill-uri am făcut. E ok, ok, m-am descurcat destul de bine, trebuie să recunosc. 16 secunde, o să câștige aia care sunt acolo sus. Dar nu mai știu cum. L-am bătut. 5 kill-uri, nice. Dar o să câștige. GG, Ice Game, GG. Felicitări lor, na. Na, asta e să mai întâmplă, n-am ce să facem. Am fost pe primul loc cu câte 5 kill-uri, frate, dar dacă eram efectiv mai, dacă eram mai bun la PvP în runda respectivă, câștigam, frate. Deci 5 kill-uri, eu zic că e ceva. Chiar e, nu știu, din punctul meu de vedere. Hai să dăm un slash hub rapid, că mă disper delay-ul ăsta. E prea mult delay, frate, aici. Uite, hai să intrăm rapid în meciul ăsta. Acest clip probabil că o să dureze vreo 15 minute, mai mult, sincer, chiar nu are rost. Mă bucur că am făcut 5 kill-uri. Acum să vedem ce o să fac în meciul ăla. Oh, un Hooper n-a fost. Adică a fost, mi se pare, în episodul anterior, dar am murit. Deci cred că știu arena pe care o să joc deja. M-am gândit că, nu știu, mai în fiecare zi, astăzi din păcate nu o să apare, dar probabil mâine să apară cât un episod, nu știu, de Maps from Subs. Am văzut că primesc din ce în ce mai multe mape bine lucrate, muncite, frate, bine că și celelalte erau muncite, dar totuși chiar mă bucur, sincer, că vă petrece să-mi făcând timpul făcându-mi mape și respect maxim tuturor. Bun, da, știu, pe aici mi se pare că m-am și ascuns odată, dar am murit. Așa, să închidem ușa, dar nu știu exact unde prin zona asta. Nu e bună zona asta, frate. Aici mi se pare că m-am ascuns odată, nu? Dar am fost omorât. Totuși, na. Zona asta e ok, nu știu, cel puțin din punctul meu de vedere ar fi ok. Iasă de la ce level l-am. Aproape level 3. Mi se pare că n-am reușit să fac level 3 în episodul anterior, pentru că m-a omorât. Dar și zona asta, din păcate, nu e. Deci chiar e jale. Uite, acolo aș putea să mă ascund, dar nu. Nu e bună. Deocamdată văd că cineva e prin apropiere. Sunt doi Seekers. Doi Seekers, mai bine spus. Deci, na. Nu știu, mie nu chiar îmi plac aceste genuri de episoade. 8 secunde. Uite, mai este și un... cineva dă inimioare aici. Ok, hai să mai dăm cu ceva poțiuni. Așa am făcut level 3. Hai să vedem la level 4. Nu prea știu unde aș putea să mă ascund. Ia să vedem cum explodează băcuța. Lol. Ok. O să dau și eu, că și că dă mult. Mamă, cum ar fi să vină cineva? Nu știu, fraților, zona asta nu e bună, efectiv, deloc. O să urmăresc și dacă gască... Opa. Aol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 . Vine cineva, repede, twister, așa. Perfect, you're no hidden. Mamă, deci trag băieții deja. Cine te-a pus, frate, să dai? Da, e lip. Dă mine, fiți atenți că dă mine. Ok. E ok. Unul vine înapoi în casă și o să mă bată pe mine. Te rog, nu spune. Bă, frate, ce prost e. Ești mai prost decât noaptea, ok? E mai prost decât noaptea. Trebuia să fug, frate, dar oricum... Au un boost, mi se pare mai mare, sau chestii de genul bun. Glowstone. Mamă, doi mai sunt! LOL, ești nebun! Ies de pe aici cineva? Uite și pe aici ar fi fost o zonă. Așa aici a fost prins ăsta. Sunt bun, băieții, nu glumăm. Așa, acum trebuie să ne petrecem timpul căutând. Deci mai sunt două ghivece care cu siguranță s-au ascuns bine, frate, că na. Oare acolo căutat tipul ăsta să e paralizat? Cred că a căutat, nu cred că sunt așa asemenea nubi. Uite, nu știu, pe sus, frate, eventual, că na, nu cred că e momentul ce au mai rămas uită prin zona asta. Stai că mă și teleportează înapoi.
Să vedem cum o să intru în zona asta, frate. Nu știu dacă a fost el sau nu. Uite, și pe aici n-a fost nimeni. Ia să vedem, nu știu, mergem pe aici eventual. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Siguranță că s-au ascuns destul de bine, deci asta e clar situația. De prin zona asta, oare? Nu, n-au cum, n-ai cum acolo, efectiv n-ai cum. Nu știu, mai sunt doi încă, frate, dar nu au fost găsiți. 1 minut 42. Asta nu, nimic. Nimic, fraților, nimic, că nu sunt proști de acolo. Uite, încă unul a mai rămas, dar nu... Da. Nu e prost de la oricum, gen, clar. Posibil să fie și prin copac, eventual, nu știu. 1 minut și 16, mamă, dar e bun, băiatul, nu glumă. Ia să vedem de cât îi filmăm. De 10 minute 50, super, super tare. O să mai jucăm un meci, clar, pentru că nu m-am plictisit, sincer. Și oricum mai am de filmat alte clipuri, deci, da. N-am voie să mă plictisesc sau să fiu obosit, trebuie să filmez neapărat. Nu știu, sincer, pe unde o fi tipul ăla, chiar nu știu, dar... Sau tibia... Prin zona aia nu cred că ai cum să ajungi, nu? Da, ne bate asta, fratele meu. Uite acolo, frate, cineva a urcat pe scara aia. Mai știi că parcă vezi că e unul și mă... Da, a fost pe aici, chiar eu. Da, ne-a făcut unul, ești nebun. Ne-a făcut un tip noob. Apropo, fraților, vreau să-i mulțumesc și lui Voider din toată inima pentru capa pe care mi-a dat-o. Chiar am rămas super, super uimit în momentul respectiv, în momentul în care mi-a dat-o. Deci îi mulțumesc mult pe această cale. Bun, hai să intrăm aici, dar n-ai cum, frate, s-a ascuns tipul bine. Probabil că o fi pe acolo, uite-l. Cred că acolo ești, sigur. Chiar așa de curiozitate, așa aici o să stau. Ia să vedem. Unu, nu cred că e acolo, dar asta e partea a doua. GG. Asta e, a jucat bine, ce pot să spun. Bun, hai că pierde bă cotile, dacă știți cum zic. Până acum n-am reușit să găsesc o ascunzătoare foarte, foarte bună, dar se mai întâmplă. Mi-e foarte, foarte somn în momentul de față, frate. Hai să intrăm aici rapid. Și apoi mai am de filmat, mi se pare, un episod de The Lab care o să apară mâine și vedem ce să mai postez. Ia să vedem. Un Oaklips. O frunză, frate. Bun, hai să mai facem și puțin parcurs, că poate o să ne ajungă, dar... Ai de cap. Măcar hai să mai inspectez zona puțin. Bun, sper să găsesc o locație frumoasă, frate, că... Sincer, am mai fost Oaklips, dar... Na, nu prea am avut noroc, sincer, nu mi-a prea... A, mă înțeles. Că mi-am ales, am spus. Mamă, mamă, ești de bun. Deci, să știu pe unde să mă aștept. Unul e acolo, clar. Uite, acolo doi s-au pus, clar. Dacă mă... Ai de capul meu, frate, uite acolo, prin zonele alea. Acolo sunt ceva, iarăși prin... Mamă, o să încerc să fac să nu, că nu mă uit, da. Uite așa. Ăștia probabil că s-au... Bun, hai să vedem prin... Stai să ne fac. Deci acolo am fost eu, cred. Și mi se pare că acolo sunt ceva. Uite crafting table-ul ăsta. Așa. E bine când... Uite aici hillbilly, cu siguranță că e cineva. Nu e, bă, frate, nu e niciun hillbilly. După care aici, iarăși, mi se pare prin zona aia s-au dus foarte, foarte mulți. Opa. A fost omorât, ok. Uite, anvilul ăsta stă cam bine, puțin. Trebuie să avem grijă. Am 3 kg până în momentul de față. 90 de puncte. Trebuie să avem grijă la anvilurile astea, frate. Ok, prin zonele astea ar trebui să mai fie ceva. 17 sunt încă. Cred că e prima dată cum a dat. Ok, pe sus. Pe când credeam că îi dau mare rec, frate. Păcat, păcat. A fost prins aici. Dar nu știu cum ajung la etaj acolo sus. Asta e chestia proastă, că n-a... Opa! Bă, frate, scapă ăsta, ești nebun. Îi dădeam un rage epic, nu glumă. Oh, alo, ce dău cu twister-ul ăsta.
A, păcat. Uite și prin camera asta, cred că stau cam bine. Ok, 13 mai sunt. Am făcut foarte multe kill-uri, frate. 5 kill-uri în acest match. Ah! Păcat, păcat, uite și prin zona asta. Oh, crafting table, crafting. A, păcat, frate, păcat. Mamă, cum ar fi? Aici e o ascunzătoare bună, frate. Dacă mă acolo aici o să vin să mă ascund. 3 minute încă mai sunt. Trebuie să am grijă. Ah, nu cred că se ascunde. Nu cred că e nimeni așa dup să se ascundă aici. Așa. Nu prea știu, fratele meu. La frunze, frate, acolo știu că s-a dus cineva, din câte mi-aduc aminte. Cred, dacă nu și rămâne de văzut. Uite, da, îmi și arată un evil, uite, un crafting table, ce că mai este prin zonă. Uite, pe aici, pe aici, opa, nimeni. Bă, frate, și ascunzătoare bune sunt și sunt nubi, așa și... Un crafting table, ci că e prin apropiere. A, păcat. Păcat, nub. Iar așa o, bă, frate, dar... Niciunul nu se mai ascunde, se ascunde pe aici, ești nebun. Ok. Iarăși pe aici, prin zonă, iarăși posibil. Dar mi se pare că am fost pe aici, frate. Bun, hai să mergem și pe jos, că sunt și ceva frunze. Cu siguranță că au sărit. Uite aici, dar nu, cred că trebuie să avem mare, mare grijă. Oricum 5 kg, eu zic că e ceva. Mai sunt 2. Deci o frunză. Cred că a căutat băieții pe aici, nu știu. Unul mai este, LOL. Unul mai este, fraților. Unul mai este... Și anume un Envil. Ok, după Envil-uri, rapid. Dar mi se pare că am mai văzut eu ceva. Cred că e prin zona asta, frate. Nu știu de ce presimt. Și am... Ok. Am fost pe locul 2 cu 5 kg. Fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Două victorii, trebuie să recunosc. Și m-am descurcat super, super bine. Eu am fost Andrei și noi ne vom revedea în episodul următor. Deci, pa, pa!